din potrivă cad în lanț multe pofte nesăbuite, vătămătoare, cufundă pe oameni împrăpă și pierzare. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Aș pune întrebare, dacă mi se permite, aici Pavel se referă la bani ca necesitate, că este un păcat? Nici de cum, ci la iubirea de bani. Adică ce iubești mai mult, pe Dumnezeu, sau banii? Ce iubești mai mult? Cuvântul lui Dumnezeu sau banii? Și iată de ce spune Pavel, dacă vă uitați versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, trebuie să fii diferit de aceștia. Fugi de aceste lucruri. Fugi de ele și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Știți cum am numit aceasta? Vă rog să le uitați. Un om de caracter.